Bine ați venit la Fax TV, episodul 89, seria 3, cu Nico Di Folco. Folco. Zi-mă tu! Folco, da, Di Folco. Nico este... Ce ești, mă, prima dată? Italian? Deci părinți italieni, da. Păi, ce ești prima dată? Adică unde te-ai născut? În Africa de Sud. Deci ești african? Da. Bun, deci african de Sud, da. Așa, după aia italian, da. Și pe aia român. Ceva de genul, da. Ai mai fost, ai mai plecat, ai mai mișcă. Da, da, da. El mai multe. Da. O să vă rog de la început să fiți permisiv cu limba, că nu vorbesc nicio bine, nici noi toți nu vorbim bine, că e atât de complicată limba română. Așa că el ar putea să vorbească mai simplu în engleză, dar n-are rost, pentru că noi nu vrem să facem multe vizualizări și mulți subscribe. Și atunci o ținem mai la bună. Da. Eu știu toată povestea. Dar zi-o tu de la început, cum te-ai apucat tu de mașini până Africa de Sud, poate, sau în Italia, habar n-am, cu unchiul, cu garajul, da, cu nu știu ce, știi? Povestea, da. Și te mai întrerup eu, parcurs, că mă rog, pasiunea asta a fost ceva care, îți dai seama, ca toți pasionanța, a început de mic. Am avut unchii mei care au avut mereu mașini mai... Unde mai tare așa, în Africa de Sud, să zic așa. Unchiul meu a avut câțiva Volkswagen când eram eu mic. În special a avut un Golf 1 GT și a avut și un Jetta 2. Și de atunci a început chestia pentru mine cu Golfurile 2. Tu ai o pasiune profundă pentru modelul Volkswagen Golf 2. Da, adică... așa. Am văzut și o reclamă când eram mic cu Golf-ul 2 în trei roți așa și mi-a rămas în cap. Și mi-am dorit Golf-ul 2, da, de așa a fost de mic. Okay. Și, mă rog, am făcut 18 ani. Și am primit un Opel Corsa. Și am avut mașina, cred că 8000 de kilometri. Și am vândut-o. Și după aia am fost și am căutat și am găsit un Golf 2 din 87, cred că a fost un GTI 8 valve și aia a fost prima mea iubire, să zic așa. Cea mai faimoasă a mea 2 a fost cea roșie în Africa de Sud, care a avut în ultima vreme, ultimul swap a fost cu motor de R32. Mașina aia am avut 11 ani de zile și când am fost aici, am avut-o și păstrat în garaj acolo și când am fost acolo am lucrat la ea. Și cam asta a fost, dar... Bun, tu, așa povestea, ai fost în Africa de Sud, 18 ani, ai avut mașina și după aia ai plecat în Italia, sau? Nu, deci nu. De stat în Italia n-am trăit niciodată în Italia. Okay. Am părinți, și, da, acolo. Povestea cu plecatul de Africa de Sud a fost cu tata, cu muncă, fiind inginer, a făcut mai multe autostrăzi, cum a făcut aici la A2. Da, asta, am venit în țară. Nicu-i de L-am testat eu. Da, și cam asta. Eu, în prima oară când am venit aici în țară, aveam 15 ani, dacă nu mă înșel, acum mulți ani. Și nici nu aveam permis, nu aveam nimic, dar am venit și am plecat de mai multe ori. Bun, și te-ai întors în Africa de Sud? Da, m-am întors în Africa de Sud pentru că vroiam să-mi deschid un service. Pasiunea mea fiind cu mașini, am vrut să-mi fac așa ceva. Mi-am deschis un atelier acolo în care făceam swap-uri de motor, sudură TIG, deci făceam evacuari, boost pipe-uri, chestii de genul. Și aia s-a ținut cam 3 ani de zile acolo. Și a mers ok. Și între timp mi-am făcut și dableaua cu mașinile mele acolo. Am avut o Jetta 2, încă o Jetta 2, un Vento VR6, care a fost de zi cu zi. Și roșu, care a fost 16 valve turbo și care am ales să-i pun 3.2 de Golf 5. Că mi-a plăcut mereu swap-ul, sunetul, motorul și feeling-ul. Da, a avut mai mulți cai turbo, doar că mi-a plăcut mai mult sunetul și feeling-ul de mașină, cum era aspirat. Dar aveam și eu un plan să o fac turbo, aveam toate piesele, doar nu a fost să fie. Din păcate că am revenit în țară. Și ai vândut-o? Am pastrat-o. Când am revenit aici în țară, cred că 6 luni de zile, între timp căutam o mașină aici. Eu vroiam inițial să iau 2-ul MMC-ul, da, care a fost la un alt băiat, vorbisem cu el și între timp mi-a povestit cineva că mașina mea de vis, Golf 2 Rally, era unul în București, care eu eram, nu puteam să cred. Și zic, bă, e la 2 pași de noi, vrei să te duci să o vezi? Și eu, da, hai! Și am fost la Planeta să o văd
Da. Unde a fost cumpărat de proprietarul atunci pentru un proiect de restaurare, în care au început, dar că n-au terminat. Și mașina, când am fost o văd eu, era pe un cadru metalic, caroseria fără nimic pe ea, fără niciun dop, niciun șurub, deci... O caroserie cheală de Golf 2 care nici nu arăta rally. Doar și a vrut să o pună el la vânzare și am zis, bine, mi-a zis un preț, a fost enorm, îți dai seama pentru o mașină, un Lego, da. Și am fost nevoit să vând Golful în Africa de Sud. Și de asta am vândut Golful 2, aia roșu, și am avut banii să o iau pe asta. Și asta a fost acum 3 ani de zile. Da, asta când ai luat-o, bănuiesc că ți-am mai dat elemente la ea, aripi, oglinzi, deci mașina bări, a avut știu, aproape, specifice de rally, știi că mă gândesc a fost aproape întreagă mașina ca piese. Doar că eu când am luat-o, tot ce a fost făcut la ea a fost sablat și vopsit punțile. Uh-huh. Mașina a fost făcut inechigire și vopsitorie. Atât. Restul n-a fost atins. Deci în momentul în care am luat mașina, primul etapă a fost să o pun pe roți, pentru că nu aveam cum să o mut pe cadru metalic. A fost o investiție de, nu vreau să spun, că nu mi se pare frumos, destul de mulți bani să o pun pe roți. Nicio problemă. Că dacă atunci nu se întrebe oamenii că da. Atunci a fost chestia că nu aveam nici spațiu asta. Și am fost nevoit să o pun pe roți în caz că găseam un garaj unde pot să o fac, că am vrut să o fac cu mâna mea. Uh-huh. Și atunci am pus-o pe roți, am găsit spațiul ăsta unde îl împărțișez cu Robert și atunci a început nebunia cu am adus mașina aici plus 11.000 de cutii plin de piese, astăzi piese bune, nu sunt bune, desfaci, verifici ce mai e, ce nu mai este, erau multe lipsă și din păcate orice element care este specific rally costă de 10 ori mai mult decât un Golf 2 normal, din păcate. Dar asta e când e o mașină rară și înțeleg, da. Dar prețurile au crescut enorm în ultimii ani și asta a fost. Găsești piese noi pentru ea? Noi foarte puțin, depinde... Adică la magazin, să ceri ofertă, să-ți dea, da, am oglindă, când capot. Aripi, absolut nu. Nu. Deci sunt anumite chestii care se potrivesc de la Golf 2 normal. Okay. Și ala mai găsești, dar în rest... Dacă ține de caroserie, de chestii de genul, în afară de capota și haion, nu, e diferit complet. Deci n-am ce să faci. Cum a fost povestea cu bara față, eu când am luat mașina, a ieșit din decor și bara ei față a fost făcut cu kit și sârmă de nu știu cine. Eu am fost să caut o bară și am găsit una în Olanda. Tot așa, la un preț exagerat, dar că aveam nevoie de o bară urgent. Și am luat bară de acolo, mi l-a adus un prieten tot așa pe tir, personal, da, și așa a ajuns și bara. Dar... Mașina, ce n-am spus noi, uh-huh, ce n-ai spus tu, este că mașina, înainte să o cumpere oamenii aia să o restaureze, a fost o mașină de curse. Da. Adică mașina a participat în competiții. Da, mașina... de acolo problema cu bara. A fost mai multe chestii făcute la ea pentru, a fost folosit la coastă din ce am înțeles, avea cușcă, a fost scos interior original, avea evacuarea ieșită atragă prin lateral, era în trei culori, avea steagul de Volkswagen pe plafon, mașina a fost alergată, așa, și de asta a fost și bara stricată. A ajuns la etapa asta, acum mai sunt câteva mici lucruri de făcut și le fac ușurel, să nu mă plictisesc nicio de ea. Ca modificări, da, ca modificări, am făcut ce am vrut să fac, o suspensie și roți, pentru că mie îmi plac mașinile stilul OEM plus. Da, da, dar nu-mi plac OZN-uri, releroane, chestii de genul. Am vrut să fie mașină cât de cât ca la cum a ieșit din fabrică. Cum spun mulți oameni, suspensie și roți nu înseamnă că ai modificat mașina. Da. Eu modific, sau multe fibre și eleroane și multe tuning, prize de aer, tuning, tuning, prize și un capotă. Și... Da. A, un moment de al meu. Am momentele mele. Cum a fost cu cadetul, nu? Cu cadetul, da. Lasă cadetul, că ăla, na, și ăla era o M+. Nu era, era frumos. Da, nu era, da, modificat agresiv. În schimb, Ford-ul avea eleron peste eleron. Adică, niște chestii, da, a fost tare.
deci dacă îți dorești suficient de tare și dorești Golf 2 Rally, că asta vrei tu, că da, e top of the game de la Volkswagen de pe vremea respectivă, adică da, da, este R. În afară de Limited, care sunt 71 de bucăți și... Alea de 210 cai sau ceva. Da, 16 VVG și da, sunt 100.000 de euro. Acum, da, dar alea au fost niște mașini pentru omologare, pentru niște chestii. Adică n-a da, fost e o mașină care eu sincer n-aș... Eu n-aș plăti atâția mulți bani pentru așa ceva. Da. Asta mi-a plăcut pentru că are aripile astea și mi-aduce, mi-aduce aminte foarte mult și de Lancia Delta Integrale, da, care da, mi-a plăcut și mie. Stil, da. Și da, nu știu, a fost ceva care și eu am văzut fix una așa în Africa de Sud, acum, nu știu, 10-15 ani, pe avea ce numerele de Anglia, l-am oprit pe om, a crezut că eram nebun, că vroiam să văd ce are în aripi. Sunt de fier, sunt de fibră, vreau să am băgat mană, să văd ce era acolo. Și ce era? Am vrut mașina atunci, dar am pierdut-o, n-am avut cum să o dau. Și n-a fost să fie, așa cred eu, da, totul la timpul lor, da. Bineînțeles. Da. Da, deci de asta spun că dacă vă doriți suficient de tare și vă concentrați și gândul vostru este să ajungeți în locul respectiv, da, mai devreme sau mai târziu, veți avea mașina visurilor voastre. Sunt foarte mulți copii, acum am văzut că sunt pasionați de mașini japoneze, da, da, drift, stil de ăsta japonez, cu praguri, cu nu știu ce, că așa se poartă. Doamne ferește, nu e nicio problemă, puteți faceți ce vreți voi, doar că trebuie să mai așteptați, că și eu la 18 ani, 20 păi, de ani, da, 23 toți de am ani, trecut prin, îmi da, doream să am numai avioane, numai lucruri și viața a făcut în așa fel încât să nu le am atunci, pentru că sunt sigur că dacă le aveam atunci, mă scotea descarcerarea dintr-o mașină 100%. Da. Pentru că na, nu conștientizezi lucrurile, consider că poți să muți munții din loc, nu ție n-are ce să ți se întâmple, tu ești bun, eu sunt bun, eu nu-s care. Ce mai bun, eu da, sunt bun, mie nu mi se întâmplă și aia. Da. Care a fost cea mai greu piesă de procurat pentru mașina asta? Să zic așa, au fost destul de mulți. Tot ce ține de mașina asta e destul de greu de găsit sau dacă îl găsești la un preț absurd. Primul a fost bara față, cum am zis, primele care găsisem peste 2000 de euro pentru o bară față și da, n-am vrut să dau atâția bani. Până la urmă am găsit una la un preț rezonabil pentru o bară de rally și aia a fost. Dar orice chestie probabil acum... Probabil 600 de euro. O gândesc, probabil, trebuie să vedem. Mai puțin? 300? Mai mult? 1000? Mai mult? 1300? Pe acolo? Yeah. Nu mi se părea rezonabil 1300 de la 2000. Un 600 mi se părea rezonabil. Și asta a fost bară fără lipu, fără nimic. Și lipul e diferit. Da. Bun, hai să vorbim puțin de tehnica mașinii. Da. Cu ce vine ea echipată ca motor? Da, mașina vine de fabrică cu un 1.8 8 valve compresor G60, cum le okay, spune. Tracțiune integrală sincro. Ok. Și 5 trepte. Da, manuală. 5 trepte și cam aia a fost ca opțiunile, au avut majoritate geamuri electrice, servo. Asta de exemplu a avut aer de condiționat montat aftermarket din Italia, care l-am dat jos că nu vroiam să am. Da, ei dau gauri în panou de foc care erau foarte urâte și n-am vrut să am așa ceva. Dacă era original, plus că e cam greu pentru că Rally are un intercooler imens în față și nu prea ai unde să ai... Să mai pui și radiatorul. Da. Și cam aia a fost, da. Și în rest, ce mai vezi, aripile umflate, care sunt diferiți de față de un Golf normal, botul, farurile, bările. Pragurile. Da, da, da. Deci, da, caroseria diferă. Hai să vorbim puțin de modificarea asta majoră a mașinii de la stoc la o mașină modificată, adică fitment, suspensie și roți. Da. Ce suspensie ai ales pentru mașină și ce... Iar când vine capătul de suspensie la rally, sunt de la foarte ieftine și după aia te duci la KV V3, care sunt foarte scumpe. Eu am ales varianta entry level de la KV, de la AP Racing. Okay. Da, știu. Tot cunosc, făcut de ei, da? Da, am și pe Golful 5 da, aceeași suspensie, foarte mulțumit și am ales să pun varianta asta, reglabilă, pe mașina ca să pot... Doar pe înălțime. Doar pe înălțime, da. Ca să pot să las puțin mai mult să nu pară... Wheelgap. Da, să arată și ea. Să fie înaltă, să fie mașină normală, cred cum ar trebui să fie. Da, și cu roțile mi-am dorit alte roți.
de la ETA Beta, twisterurile de la Porsche, dar din păcate au ajuns la niște prețuri care nu am putut să... Da, de cam ce? 3000 de euro pentru un set de roți. Sunt destul de căutate acum și le au destul de mulți și pe rally. Și cel model care mi-a plăcut a fost asta de la Compomotiv, TH, noi. Da. Care, da, și mie îmi plac foarte mult. Care au fost folosite fix de la Motorsport. Eu, care inițial crezeam că am crezut că s-a închis firma, care a fost o perioadă în care au fost închiși. Și am reușit să dau de ei și să comand un set de roți noi de la ei. Și mi s-a părut un preț destul de bun. Cred că da. Și vreo 1200, cred că. Nu, chiar nu. A fost 880 de lire. Un set de roți noi pe 17. Mi s-a părut foarte ok pentru roți noi. Și mi-am luat roți absolut noi, 0 km. Și rezistente, bănuiesc că fiind sunt și de motorsport, da. Și da, și mi-a plăcut pentru că sunt tot din filmul ei, să zicem așa. Sincer, nu am vrut inițial să fie albe, dar au venit numai pe alb. Și aia a fost să fie. Da, zic, bă, sunt noi, n-are rost, le mai țin și eu așa până le zgâi și le fac eu după aceea. Doamne. Ieși afară. Ce specificații au? Da, deci sunt pe 17, diametru, lățime de 8J, cu ET35, doar că am și niște distanțiere pe spate să le scot puțin mai afară, că nu-mi place să fie așa de băgate cum sunt la majoritatea din rally-uri care le văd, care au destul de mare... Păi și nu vin oamenii și îți spun, păi stai frate că e mașina 4x4, îi pui distanțiere pe spate și nu, în față. Nu, aia nu face diferența, este vorba dacă e cu diametrul de rulare. Total, dacă e 3%, atunci începe să fie problema. Nu, acolo chiar nu intervine nimic. Okay. Tu acum că ai acest garaj, pot apela oamenii la tine să le faci ceva la mașini, să probabil o să întrebe în comentarii acolo pe YouTube, poți să intri și tu să le răspunzi dacă mai facem pentru anumiți oameni motoare, de exemplu, sau restaurare, dar e un lucru care mulți nu cred că își dau seama cât înseamnă ca și, o restaurare, adică... când vine vorba de dat totul jos, sablat, vopsit electrostatic, toate șuruburile curățate, zincate, căutat piese. Deci ajunge la o sumă care mulți nu văd valoare să pui într-un fier vechi sau un Golf vechi. Dar am mai făcut câteva motoare și pentru clienți. Dar deci poate, dacă vrea cineva, poți să-mi dă un PM pe Instagram sau ce o fi și vedem cum... Da, e o pasiune oricum până la urmă. Dacă putem ajuta pe alții, cu plăcere. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp, mai ales în weekend, și ai făcut și curat la garaj, ai curat și 4 mașini pentru noi ca să filmăm. Pasiunea mea. Da. Și vedem, citim comentariile acolo, să vedem ce părere au oamenii și pe partea mea să apeleze cât mai mult la tine, să faci mașini frumoase ca noi să avem ce filmăm. Și ce zici, pe la evenimente și pe stradă, să vedem numai mașini. Să avem evenimente, da. Să avem evenimente, să se termine cu COVID. Da. Mersi frumos, Nicolico. Mersi mult.